În organizarea clubului Lions a asociației Omul și Muntele și cu sprijinul primăriilor Câmpul Lung și Bugea de Jos, peste 100 de persoane s-au aliniat în baza sportivă Ceramus la startul crosului Aleargă pentru Sănătatea Ta. Structurat pe 4 categorii de vârstă, participanții de la copii de 5 ani până la adulți de 56 au avut de parcurs de la 1 până la 7 km pe un traseu stabilit de organizatori. Toți participanții au fost învingători, scopul acestei competiții fiind acela de a petrece în mod plăcut în natură. Printre alergători s-a aflat și colegul nostru, Sorin Durdun. Scopul principal al activității noastre este să-i scoatem din casă, să meargă să alerge, să facă sport, să se bucure de vremea bună. Vor fi 4 astfel de competiții, următoarea peste 2 săptămâni, una de zilele Câmpul Lungului. Sperăm să văd cum ne înțelegem cu primăria, că vor să facă și ei dacă facem împreună bine, dacă nu, o amânăm noi. Și încă una în august sau în septembrie. Poate facem una de 5 august. Când vine. De 5 august, da? Pentru că avem atunci... Și atunci o facem cu familia. O idee care a apărut aici, în timp ce copiii se înscriau, să facem un cross în care să se alerge cu familia, părinte și copil. Impresionați de numărul mare de participanți, organizatorii au hotărât să facă încă 2 ediții în acest an, pe 9 și respectiv 22 iulie.